Ana Maria Prodan și-ar fi refăcut viața sentimentală. Apropiații vedetei au declarat că noul iubit i-ar fi oferit deja și inelul impresarei. Trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste. Apropiații Ana Mariei Prodan au dezvăluit că impresara ar avea un nou iubit. La câteva luni după ce relația cu Flavius Nedelcu s-a încheiat, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Ana Maria Prodan și-ar fi refăcut viața sentimentală. Apropiații vedetei au declarat că aceasta ar avea un nou iubit, care i-ar fi organizat impresarei o surpriză de proporții. Ana Maria Prodan iubește din nou. Deși a trecut printr-un divorț răsunător, Ana Maria Prodan nu a renunțat la ideea de a-și reface viața sentimentală. După despărțirea de tatăl băiatului ei, celebra impresară a fost într-o relație cu Flavius Nedelcu, însă aceștia au decis să meargă pe drumuri diferite, păstrând o legătură destul de apropiată, de prietenie. Ei bine, la câteva luni după despărțirea de Flavius, se pare că Ana Maria Prodan ar avea un nou iubit. Apropiații vedetei au declarat, în urmă cu puțin timp, că impresara ar iubi din nou și că ar forma un cuplu cu un milionar din Dubai. Potrivit persoanelor respective, vedeta ar fi extrem de îndrăgostită de actualul ei partener și ar face naveta între România și Dubai, pentru a ține vie flacăra iubirii dintre ei. Mai mult, milionarul i-ar fi oferit și inelul Ana Mariei Prodan, însă apropiații vedetei au declarat că aceasta și-ar dori să rămână discretă cu privire la povestea de dragoste pe care ar trăi-o în prezent. Ana Maria trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste a vieții. Călătorește între România și Dubai non-stop. Nu vrea să mai știe, însă, nimeni viața ei. A primit și inelul cu această ocazie, au dezvăluit surse din apropierea impresarei. Imaginea Ana Mariei Prodan, difuzată pe Burj Khalifa. Celebra impresară a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care se vedea că fotografia ei a apărut, ieri, pe fața celei mai înalte clădiri din Dubai. Imaginea Ana Mariei Prodan a fost difuzată pe fața hotelului Burj Khalifa, putând fi văzută de toți trecătorii și turiștii care se aflau ieri în apropierea clădirii emblematice. Potrivit sursei citate anterior, chiar noul iubit al vedetei i-ar fi organizat această surpriză Ana Mariei Prodan. Pentru gestul său impresionant, milionarul ar fi scos din buzunar aproximativ 68.000 de euro, conform informațiilor obținute de Vovbizro. Cu privire la prețurile pe care doritorii trebuie să le achite pentru a apărea pe fața hotelului din Dubai,